cetățene mitul Alexandru Valentin de bunăvoie și nesilit de nimeni în căsătorie pe cetățeana Nedelcu Ioana Raluca? Da! Cetățeana Nedelcu Ioana Raluca, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul mitu Alexandru Valentin? Da! Și numai trei vă spun, binecuvintează precum ai binecuvântat pe Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, care părinți s-au rugat ca să le vină lor acel dar, Maica Domnului, pe care au afierosit-o lui Dumnezeu. Binecuvintează precum ai binecuvântat pe Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, care la fel au fost. Binecuvintează precum ai binecuvântat pe Iosif și cei 12 patriarhi. Iată cum vin aceste binecuvântări care ar trebui să le păstrăm până la sfârșit. Și vedeți, temelia căsniciei este dragostea. Dragostea unuia către altul, pe care dragoste nimeni nu are voie să o întrerupă. Roaba lui Dumnezeu Ioana cu robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ioana cu robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ioana cu robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ei, aceasta este ziua cea mai frumoasă. Și spune Sfântul Casian că dacă s-ar continua această zi, toată viața ar fi minunat. Dar vedeți că sunt lăsate și ispitele și încercările pentru noi oamenii. De aceea, ați văzut cum spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care i-a însoțit Dumnezeu, omul să nu-i despartă. Aceasta trebuie să se continue, să fie un legământ care se face în fața Sfântului Altar și să fie păstrat și de unul și de altul. Through.
It's so obvious, forever calling us. And this time we won't wait and wonder anymore. When the morning breaks, we won't hesitate. It's the first day, it's the first page. Our story starts here.